Bă, și unul era cu nevastă sa și avea vreo trei pe zi. Și un pescuit comercial aici la... Hai, mașină, hai în mașină. Corabia? N-am pus-o așa, știi cum a pus-o băiatul. A pus-o invers. Fresh money. Le-a pus pe toate trei. Deci acolo sunt bidoanele, greutatea cu plasa. Stăteau ei în mașină, s-a aburit înăuntru că era uzi și nu știu ce. Bă, și la un dat a venit altul pădit. Și aici avem... Și a trecut pe lângă el, dar a trecut la... 20 de cent. Și barca care vine parale. A fost fi comercial. Erau făcute așa. Bă, cine era, mă? Emil era. Emil cu nevastă. A? 28-2-2005. Ha, mă, nea, Costel, unde e sabița aia, mă, s-o fi, mă? Apă, și are multe peste ea. Sau ce zboară gâza? El nu se mai duce, mă? Auzi, dar la izbice nu urcă? Și că pescari sunt, peștele lipsește. Hai că n-aud. Duce la pontul, la repita, la repita. S-a băgat pe... S-a băgat pe felie cu neapiță, a? Auziți, la sabița asta nu urcă și la izbiceni? Auziți, dar văduviță e pe aici? Cam rară, nu? O singură dată am pescuit la peștile ăsta, dar nu mai dă de. Știți de ce vă întrebuie, trage așa frumos la muscă, dar nu-ți vine să crezi. În 3 ore am luat 9 kg. Da, dar nu trage la Dunărea. Păi nu știu, dar cine știe pe unde stă. Eu am luat-o pe Olt încolo, nu pe aici. E Olt-o plin. Da, da. Da. În 3 ore am curățat 9 kg. 3 ore 9 kg. Și am și mâncat, am și băut, că am un prieten care zice, bă, dar ai mai și mâncat, am și băut, când am luat 30 de kg de biban. Să trăiți? Merge, somn, nu? E frică să nu cadă în apă, dacă ați dormit. Pe somn a fost până la 6. La ce dați, la șalău sau la ce? La ce cade, nu? La ce cade. Ca pe criză cam așa e, nu mai zici că iau aia, că nu mai... N-ai nicio siguranță. Să luați niște monturi. Mai în stângă, nu? Da, mai în stângă, să luați monturile. N-ați văzut sabița pe unde ați trecut? Dă-mi și noi, uite, ne chinuim aici cu bețile astea, nu merge nimic, domne, la corabia. La corabia scufundată. Apa e tot cum era la ora 8.